Într-un an greu pentru toată omenirea, o gimnastă de-a noastră a reușit imposibilul. A adunat mai multe medalii decât Nadia Comăneci sau Cătălina Ponor. Bun venit, Larisa Iordache. Mulțumesc. Și felicitări! Mulțumesc mult, bună ziua, și vreau să le urez tuturor sărbătoriților de astăzi la mulți ani. Avem un buchet de flori pentru tine. Mulțumesc. Nu știu, ți-l ofer cu toată dragostea mea și cu toată admirația. Mulțumesc mult. Da. Nu știu, vine așa să mă apropii de tine, dar am emoții, tu ești modestă. Da, mulțumesc, dar ce ai reușit tu este incredibil. Mulțumesc, nu știu, mă așteptam de foarte multă vreme la medaliile astea, mi le doream foarte mult. Cât au fost? Patru. Patru, da. Din păcate, cea de la paralele, pe cea de la paralele am ratat-o, dar sper că pe parcurs să muncesc mai mult și să o câștig și pe cea. Povestește-ne puțin experiența de acolo. A fost o experiență cu multe, multe sentimente. Bune, mai puțin bune, momente în care pur și simplu cedam la emoție, îmi venea să plâng din orice. Însă ușor, ușor m-am adunat cu ajutorul celor dragi și cu ajutorul antrenorilor, bineînțeles, și mi-am revenit. În sala de gimnastică eram cu total altă persoană și mă concentram pe ceea ce aveam de făcut și m-am bucurat foarte tare de fiecare moment. Da, momentele acelea de cădere, de slăbiciune, cum le gestionai? Ce făceai? Adică ce te ajută pe tine când ești într-un astfel de moment să-ți revii? Mă ajută să stau liniștită, să mă gândesc eu la toate momentele și sentimentele pe care le am. Să-ți recunoști, da? Da, să mă recunosc pe mine, da, exact. Vorbesc cu familia, pentru că mă ajută foarte tare și mai mi-a gândul de la ceea ce am eu acolo de făcut, oarecum. Vorbim și alte chestii. Și, nu știu, îmi văd de program, pentru că, până la urmă, urmelor, acolo este un program strict și trebuie să-l ții. Tu ai trecut prin foarte mari emoții până acum, ai avut accidentări și așa mai departe și ce ți-a dat putere să ajungi la performanța asta? Plăcerea față de gimnastică. Plăcere de a face gimnastică. Mă gândesc că tu prin câte operații ai trecut? Prin trei operații, dar am învățat foarte multe și până la urmă, urmelor, mă bucur că sunt înapoi în gimnastică, sunt înapoi în faza de a lupta pentru medalii și acum sper să fie un an bun pentru mine și să-mi îndeplinesc obiectivele. Cu siguranță va fi, dar voiam să te mai întreb un lucru. Se spune că ce nu te doboară te întărește, exact. Și voiam să te întreb, tu crezi că dacă nu ai fi trecut prin aceste accidentări, ai fi avut același parcurs sau cumva chiar accidentările în sine te-au făcut să te ambiționezi și mai mult? Cum vezi lucrurile? Cred că m-au ajutat într-un mod anume, pentru că m-am maturizat foarte mult de acum 3 ani, gândesc altfel și iau lucrurile total diferit față de cum o făceam acum 3 ani. Sunt mult mai radicală în ceea ce mă privește pe mine și nu știu, nu mai mă grăbesc să iau decizii, iau lucrurile exact așa cum vin și le tratez ca atare pe fiecare parte. Te-ai făcut fată mare, cum s-ar spune, da, nu? Și asta ajută foarte mult. Da. Ți-ai fi imaginat când erai mică și te-ai apucat de gimnastică că o să ajungi într-un astfel de moment? Nu mi-am imaginat asta, însă de mică îmi doream să fiu pe prima treaptă a podiumului, dar cu atât mai mult mă bucur că am trecut într-un fel peste toate greutățile, pentru că toate aceste lucruri te învață, te fac mai puternic și, nu știu, ai ceea ce învăța de la viață. Absolut. Mă gândeam că atunci când vorbești cu un om matur, indiferent de meseria pe care și-a ales-o, și îl întrebi ce ți-amintești tu din copilărie, și majoritatea spun cum eram în fața blocului și mă jucam și mama spunea gata cu joaca, treci în casă, vino să-ți faci temele. Tu ai astfel de amintiri? Nu am. Am o copilărie foarte diferită față de ceilalți copii, dar mă bucur pentru că am avut copilăria asta, oarecum am fost ferită de multe chestii. Și, de la ce vârstă faci gimnastică? De la vârsta de 5 ani jumate. Și mă bucur că, până la urmă, urmelor, eu am văzut alte lucruri. Tu prieteni ai? Da, am prieteni, puțini, dar buni. Și cu greu acum, în perioada asta, reușim să ne întâlnim și mai ales cu virusul acesta, avem grijă fiecare de noi, de sănătatea noastră. Dar vorbim. Pe rețelele de socializare, de slavă Domnului, există posibilități în ziua de astăzi încât nu mai trebuie să vezi față în față. Sigur, acum e o perioadă dificilă, dar până în această perioadă, ce obișnuiați să faceți împreună? Adică ce activități aveați? Ieșeam în parc, ieșeam la film, mergeam la o cafea bună, diverse chestii. Ei sunt toți sportivi? Unii dintre ei da, unii nu.
Și aceia care nu sunt sportivi, îți înțeleg grija asta permanentă la alimentație, la odihnă. Poate, nu știu, spuneau, hai să mai stăm în centru vechi câteva ore în plus. Tu nu, că trebuie să merg să mă culc. Da, înțeleg, mai ales că sunt o persoană foarte deschisă, explic ceea ce oamenii din jurul meu nu înțeleg. Și dacă înțeleg, bine, dacă nu, eu îmi văd de program și o să înțeleagă la un moment dat, pentru că este necesar să te odihnești și să ai grijă de tine într-un sport de performanță. Dincolo de obiectivele ce țin de profesie, ce altceva îți mai dorești pentru tine de la viață? Îmi doresc să fiu fericită. Cred că dacă ești fericit, o să-ți îndeplinești toate dorințele. Îmi doresc să am o familie frumoasă, îmi doresc să fim sănătoși cu toții și, nu știu, multe alte rezultate pe plan profesional. Tot ceea ce o să am de acum încolo. Dar ce faci pentru a fi fericită? Că, desigur, toți ne dorim să fim fericiți, dar demersul spre a ajunge la fericire e diferit în cazul fiecăruia. Care sunt lucrurile care te relaxează pe tine, care îți dau așa o stare de, nu știu, de mulțumire, de bine? Statul cu cei dragi, pentru că atunci când am fost la lot și eram mai micuță, nu am avut timpul acesta cu cei dragi și acum încerc să profit de el la maxim. Mă bucur de fiecare clipă trăită cu ei și mă relaxează foarte tare, mă încarcă cu energie pozitivă, chiar dacă sunt obosită și terminată, chiar sunt apoi îmi revin. Și nu știu, încerc să fac tot felul de chestii diferite, depinde de starea mea. La ce simți că ai mai renunțat de dragul gimnasticii? Sincer să fiu, la nimic, pentru că asta îmi doresc să fac, asta mi-am dorit să fac. Este ceea ce îmi doresc în momentul de față. Cred că puteam să stau liniștit acasă și să-mi văd de treaba mea. Dar m-am întors în gimnastică pentru că în viața de zi cu zi nu simțeam ceea ce simt în timpul antrenamentelor, în timpul competiției. Și oarecum mi era foarte dor de aceste sentimente și mă bucur că le-am reîntâlnit. Și sper de acum încolo să fie la fel de frumoase și, nu știu, să fiu eu mulțumită de mine, că asta îmi doresc. Mă gândeam că noi toți, pentru a ne atinge un țel, trebuie să renunțăm la anumite lucruri sau să le facem într-o doză mai mică. Ție la ce ți-e greu să renunți atunci când vine vorba de performanță? Că sunt oameni care le place să doarmă mai mult, sunt oameni care se mobilizează mai greu să facă mișcare, sunt oameni care nu se pot abține de la mâncare. Tu, la tine, unde e lupta cea mai mare? Pot să zic că lupta cu somnul o duc și eu. Da. Îmi place să dorm dimineața, cred că tuturor ne place să dormim dimineața și îmi place să am o zi în care să lenevesc, dar în același timp mă plictisesc foarte repede. Și chiar am observat în mini-vacanța asta pe care am avut-o, am avut o vacanță de 5-6 zile, cred că, în care am umblat de colo până colo, dar n-am stat, cred că, o clipă și nu știu, m-am simțit bine. Deci ai simțit nevoia să stai acasă să te odihnești? Nu. Cred că am rămas în priză de la competiție. Practic au fost prea apropiate evenimentele și cred că nu m-am relaxat eu din punct de vedere psihic. Dar o să am timp să mă odihnesc la bătrânețe, de nu o să mă plictisesc. E adevărat. Dar activități de fată, domnișoară, ai, nu știu, urmărești tutoriale de make-up, de styling și așa mai departe. Da, ai genul ăsta de preocupări? Da. Mai ales pe Instagram urmăresc foarte multe vedete sau oameni care sunt în fashion și în domeniul make-up-ului. Îmi plac foarte mult femeile care se îngrijesc. Mă îngrijesc și eu, bineînțeles, pentru că trebuie să avem grijă de noi. Și, nu știu, fac diverse chestii. Ce fac femeile? Merg la coafor, își fac unghiile. Deci și tu un om normal. Da, normal. Fără dar și poate în afara sălii de gimnastică sunt un om normal. Tind să cred chestia asta și mă comport ca un om normal pentru că, până la urmă, ai de câștigat din acest lucru. Să rămâi modest și să fii modest cu toată lumea. Spre deosebire de anii trecuți, simți că acum în sport contează și imaginea? Da, da. Contează foarte mult. Totul este un cerc în care tu trebuie să fii prezent din toate punctele de vedere, trebuie să ai și aspect... Și să fii impecabil din toate punctele de vedere. Da, da, da. Și perfecțiunea fiecare o avem în minte exact așa cum o credem noi că este perfecțiunea. Fiecare o gândește diferit. Și cred că fiecare trebuie să tindă la acea perfecțiune, să ajungă acolo dacă își dorește foarte mult. Să aibă o stare de mulțumire, da, personală. Exact, da. Ce scop profesional ai în acest moment? Ce țel? Să merg la campionatul european, să am o formă foarte bună. Campionatul european va fi în luna aprilie și va fi un termen de calificare pentru Jocurile Olimpice acolo. Sper din suflet să-l câștig eu și să fiu prima acolo în top.
Îmi doresc foarte mult o prezență foarte frumoasă la campionatul european și apoi pe parcurs cu siguranță o să mă pregătesc din greu pentru Jocurile Olimpice dacă îmi voi îndeplini obiectivul. Sper din suflet să fiu sănătoasă. În rest, cred că prin tot ce am trecut, am învățat și... Și ești mai puternic acum. Da, da, și acum știu cum să iau lucrurile exact așa cum sunt și cum vin. Baftă multă, noi suntem alături de tine. Mulțumesc. Îți mulțumim că ne faci mândri. Mulțumesc și eu. Și te așteptăm cu alte rezultate excepționale aici. Vin cu drag, mulțumesc din suflet. Te pupăm cu mare drag. Și eu.